Salutare la toată lumea! Bine ați venit pe canalul de YouTube Proiecte Diverse DIY. Ștefan aici. Despre ce vreau să vorbesc în clipul ăsta? Despre incinte acustice. AK boxe. Despre o problemă pe care am auzit-o, cred că, în milioane și milioane de videoclipuri pe internet, indiferent că sunt făcute de români, de englezi, de americani, de japonezi, nu contează, sau pe toate forumurile. Problema este în felul următor. Probabil ați auzit și voi expresiile alea. Ce să fac cu boxa aia când are nici 50 de wați? Sau am acasă două boxe de 2000 de wați? Dacă îți mai spune că e și Sony, să ridică părul pe tine. Adică ce vreau să spun, că Sony n-a produs 2000 de wați nici adunat în 10 boxe vreodată, dar fiecare cu părerea lui, fiecare poate să creadă ce vrea, poate să creadă departamentul de marketing sau fizica. De obicei pe cei de la departamentul de marketing îi trădează fizica într-un mod barbar, dar problema e lansată de foarte mult timp, din anii 60-70, unde pentru boxe, orice fel de boxă, nu contează, o să vă desenez una pe două căi, știți cum arată o boxă, da, for fun așa, da, sunt foarte prost la desen, ce mai contează, avem o boxă, două căi, tweeter, difuzor de bas, bla bla bla. Lângă, mai avem o boxă, aceeași dimensiune, aceleași dimensiuni la difuzoare, ambele boxulițe, sunt boxe de 100 de wați. Bineînțeles, toată lumea caută să fie cât mai mari posibil. Vine Gheorghe și spune că el are 1000 de wați. Are niște boxe de 1000 de wați. Deci, teoretic, ar trebui să aibă niște boxe care să aud mai tare. Ce nu știe Gheorghe e că în orice lucru din lumea asta, în orice sistem posibil, și aici nu vorbesc numai de boxe, există ceva care intră și ceva care iese. Nu vă gândiți la tâmpenii. Referindu-ne exact la boxă, în boxă intră volți ori amperi. Adică boxa consumă wați, că volți ori amperi egal wați. Ok? De ieșit iese sunet. Da? Sunet care se măsoară nu în wați, ci în decibeli. Și aici pot să vă dau exemplu, că de-aia v-am desenat două boxulițe aici. Ambele boxe consumă 100 de wați. Deci boxele nu scot wați. Nu contează de cât sunt boxele. Contează, dar la unele boxe profesionale, unde vorbim de puteri de 1000-2000, unde fiecare dublare de putere contează. De la 1000 la 2000 avem un 3 decibeli în plus. Cam multă putere pentru 3 decibeli, dar așa zice fizica. Ce contează? Contează ce scoatem cu acea boxă și nu wați, și anume dB. Vă dau un exemplu clar, o boxă de casă sau hi-fi are la maxim, să zicem, un 98 dB. Consumă 100 de wați, da? Deci cu asta ne-am lămurit. La aceeași dimensiune, un monitor de studio care, în cele mai bune cazuri, poate să scoată un 120 dB, da? Deci, clar, asta sau de mai tare, la același consum, 100 de wați. Ok? Deci, până aici, cred că m-am făcut înțeles. Nu vă mai luați după wați, miile de wați. Mai sunt firme unde am văzut, spre exemplu, boxă pe trei căi, zicem tweeter, o medie și un bas, da? Deci avem trei căi aici,
Și unde scrie putere egal 150 de wați. Cum credeți că au apărut wați ăștia? Marketingul, la fel. Avem un difuzor de 100 de wați de bas, o medie de 30 de wați, da, și un tweeter de 20 de wați. Bineînțeles că 150 ăsta rezultă din cele 3 difuzoare adunate. Total greșit. Puterea unei boxe, că e pe una, două, trei căi sau pe două căi, este dată de difuzorul de bas. Da? Dacă difuzorul de bas are 100 de wați, boxa aia este de 100 de wați. O să întrebați acum cum intră ăștia 100 de wați în boxă și cum nu se ard astea. Filtru taie diferența de putere pentru fiecare. Deci crossover-ul, filtru pasiv pentru fiecare difuzor în parte. Dar puterea reală a boxei este 100 de wați. Ok? Deci asta vreau să vă lămuriți. În momentul în care vă uitați la o etichetă sau de obicei firmele serioase trec așa. Putere RMS, dau un exemplu 100 de wați, da? Putere program, muzică, asta vă interesează pe voi. Program, puterea program de obicei e dublu RMS-ului, 200 de wați, și mai avem putere pic, da? Asta e cu duș întors, putere pic, poate să fie și dublu puterii program, dar înseamnă că boxa aia rezistă la 400 de wați pentru câteva secunde. Și cam atât. Deci nu vă interesează asta, asta e băgată tot de departamentul de marketing. E bun de știut să știi că ai un pic la 400 la care boxa nu ți arde. Dar nu ne interesează decât puterea program sau RMS. Puteți să deduceți, dacă aveți trecut doar RMS, că boxa asta poate fi alimentată cu 200 de wați. Da? Mai trebuie să avem acolo un lucru care, cel puțin la boxele de hi-fi, boxele de casă în general, de home use, lipsește cu desăvârșire. Și anume, sensibilitatea boxei, care poate să plece de la 80 de decibeli, să zicem, și sensibilitatea asta înseamnă 80 de decibeli la 1 watt metru. Adică boxa testată cu 1 watt la 1 metru distanță microfonul într-o cameră anecoidă debitează 80 de decibeli. Ok? De aici la fiecare dublare de putere CPL-ul sau un pressure level se numește, deci nivelul de presiune sonoră, crește la fiecare dublare de putere cu 3 decibeli. Da? Dar pe boxele de casă lipsește treaba asta cu sensibilitatea, sau ar mai trebui să scrie max CPL, adică la puterea maximă cât CPL are. 98, 100, deci ce presiune sonoră scoate la maxim. În schimb, astea de casă sunt notate cu 100, 200, 300, 400 de wați și toată lumea se duce să ia. Deci există difuzoare care mănâncă, să zic așa, 400 de wați și nu scot mai mult de 98 de decibeli. Deci asta înseamnă zero eficiență. Ne mai luăm în calcul faptul că un difuzor scoate din ce mănâncă, deci ca să vă fac un raport așa grosomodo, el mănâncă 100 de wați, din care doar 25
evați, adică 25%, îi transformă în sunet. Restul este căldură disipată în bobină, în întrefier, dar astea sunt alte discuții. Ce vreau să rețineți din filmulețul ăsta, uitați-vă, nu vă uitați la vați, nu vă interesează vații decât pentru a vă alege amplificatorul. Vă uitați la impedanță, 4 ohmi, 8 ohmi, vă alegeți un amplificator, aveți o boxă de 100 de vați, RMS, puteți să puneți pe el un amplificator de 200 de vați. Liniștit. Dacă producătorul e ok, e cinstit și boxa a fost măsurată cum trebuie. Dacă sunt boxe gen de casă Made in China sau Dorali sau alte rahaturi, nu garantez că dublu puterii RMS, adică program, o să țină pe boxa respectivă. Asta dacă aveți și un amplificator ok. Deci, doar atâta vă interesează vații ca să știți ce amplificator să alegeți pentru boxa respectivă. Restul, diferențiațiile prin max dB, max SPL, da? Cu cât mai mulți decibeli, cu atât sau de mai tare, indiferent care, 100 de W, 50 de W, 300 de W. Bun. Mulți ani de view-uri în următorul filmuleț. Oricum, dacă aveți întrebări, secțiunea de comentarii e deschisă. În următorul filmuleț o să vă explic grosomodo problema multor utilizatori de boxe din România și nu numai. Și problema e anume, se dă una bucată amplificator 2 ori 30 de W. Pe acest amplificator se montează două boxe 2 ori 100. Gheorghiță e foarte mirat cum a putut să ardă cu 30 de W două boxe de 100. Uitați-vă la filmulețul următor și o să vă explic cum anume.